cunoaștem. Hai să vedem cine se ocupă de Google AdWords de aici din sală. Cine are un cont și își face meșterește acolo în campanie. Se aude în spate? Ok, ok. Bun. Cine are un cont, dar nu se ocupă de bun. Cine are un cont, dar nu se ocupă de el. Sau... Uite, hai să facem altceva. Nu și-a făcut niciun update în cont în ultima lună. N-a umplat, n-a mișcat nimic acolo. Ok. Tema pe care am primit-o pentru astăzi a fost previziuni pentru 2012, care sună destul de pompos. Adică, cine sunt eu să fac previziuni în TPC? Și mai degrabă m-am gândit că ar fi bine să fac, să vă dau niște sfaturi. Pentru că în munca de zi de zi, noi facem audituri de campanii, ne uităm pe campania ale clienților, mai avem și unei campanii care poate nu merg bine întotdeauna. Și în perioada asta... Există așa ceva? Există. Nu toate merg extraordinar. Dar cum în perioada asta, în general, se fac bugetele, se schițează planurile pentru tot anul, eu cred că e bine să aveți în vedere și modificări strategice în campania de AdWords. Dacă vreți să parcurgeți voi textul ăsta, eu n-am să-l citesc ca să nu vă plictisez. Pe scurt vă spun așa. E bine să vă gândiți la un buget pentru anul ăsta în ceea ce privește Google AdWords. Și totodată e bine să vă setați niște așteptări privința campaniei. Și astăzi o să vă prezint trei sfaturi care să vă ajute să aveți o campanie în 2012 mult mai bună. Cine sunt eu? O parte a spus Ionuț, mă ocup de pay-per-click, sunt certificat Google AdWords și conduc agenția Online Todays. Hai să vorbim despre ce vorbim astăzi. 3 sfaturi plus un sfat bonus, privind campanii mai eficiente în 2012. Și pentru cei care încă n-au început Google AdWords, am intuit bine pentru că nu toți cei din sală au un cont activ de Google AdWords, am dat asemenea câteva sfaturi. Folosiți informații legate de Impression Share. Cine știe ce este Impression Share în contul Google AdWords? Știi? 4 oameni, asta înseamnă cel mai puțin decât cei care au un cont Google AdWords. Impression Share te ajută ca indicator de acoperire, să-i spunem așa. Practic, poți să vezi cu acest indicator în ce măsură căutările utilizatorilor primesc vizibilitate în ceea ce, să spunem, sau modul în care este configurată campania ta AdWords. Pe scurt, dacă într-o zi am 1000 de căutări pe anumite cuvinte cheie, vreau să știu din acele 1000 la câte mi se afișează și mie reclama. Deci la 1000 de utilizatori e posibil ca eu să nu ating decât 600. Asta înseamnă că am un impression share de 60%. Noi am constatat că de cele mai multe ori acest impression share, deși este dorit de clienți, clientul vrea să atingă cât mai mulți oameni. Vrea să aibă cât mai multe click-uri în campanie. Vrea să genereze cât mai multe vânzări în site cu ajutorul campaniei. Este influențat acest impression share, cum spuneam, de bugetul care este alocat campaniei, bugetul zilnic în special. Și aici v-am pus un screenshot din setările campaniei, prin intermediul cărora puteți să vedeți acest impression share. Respectiv, cât din el pierdeți datorită bugetului.
iată-l aici în detaliu. Deci, practic, am o campanie care are undeva la 17%, în primul rând, din afișeri. Ce înseamnă asta? Din 1000 de căutări, doar 170 de căutări primesc anunțul meu. Deci, practic, am 800-900 de oameni care nu au acces la anunțul meu, deci implicit îi pierd. Există o oportunitate pierdută. Din fericire, în acest cont, nu se pierde datorită bugetului. Din nefericire, se pierde datorită rank-ului. O să vorbim mai departe despre rank. Dintre cei care aveți campanii cu Google AdWords, câți dintre voi considerați că alocați un buget suficient campanii? Nimeni. Da, mă, păi... Prea complex întrebare. Spune-mi tu. Sunt campanii și campanii. La unele prea puțin bani, la unele sunt prea sofie, decât na. Întrebarea e cum știu când aloc suficient de mulți bani campanii. Pentru că în screenshot aici am deja 4 campanii reprezentate. Și e posibil ca nu toate să funcționeze la fel de bine. Acest indicator ar trebui să fie în permanență conectat la numărul de conversii care este generat de campania respectivă, respectiv costul pentru fiecare conversie generată. Pentru că dacă am campanii care sunt extrem de bune, adică îmi generează clienți la un cost acceptabil pentru business-ul meu, e păcat să pierd afișări. Atunci trebuie să umblu la acest impression share să îl maximizez. Adică să pierd cât mai puțin pe bază de buget și cât mai puțin pe bază de rank. Ok. Mai departe vorbim despre site links. Și o să avem câteva screenshot-uri din campanii care sunt desfășurate de către un partener în Marea Britanie. Ce înseamnă site links? Aveți aici un exemplu de site links pentru Google AdWords, respectiv rezultate în organic. Te rog. O secundă, vreau să adaug ceva vis-a-vis de impression share. Au anunțat cei de la Google că o să avem impression share pe ad grupuri, exact. Ceea ce o să ne ajute și mai mult în a înțelege exact cât la sută din campanie pierdem datorită rank-ului, cât la sută din campanie pierdem datorită bugetului. Din, exact. Și o să te ajută să vezi care sunt elementele din campanie care prea campania jos și care funcționează foarte bine. Segmentele, exact, da. Bun. Hai să vorbim despre site links. La ce se referă și cum ne ajută. Aveți în acest exemplu site links pentru o campanie AdWords, în prima parte a paginii, respectiv pe primul rezultat, în organic, iarăși site links, însă pentru o indexare datorită unei campanii SEO. Asta vede un client, prima parte campanie AdWords și în a doua parte chiar site links ceva mai detaliate. Nu e cazul României, dar totuși e un instrument disponibil și aici. De unde se setează aceste site links? Și cred că cel mai interesant ar fi să discutăm despre niște cifre. Cum ajută în campanie? Aici au fost comparate 4 campanii care au avut site links, respectiv nu au avut site links. Și am vrut să vedem care e diferența. Care este aportul site links într-o campanie Google AdWords, având în vedere că este un instrument care nu te costă în plus, ține doar de setarea contului. Și iată ce s-a observat. Este un element care nu este foarte ușor să-l previzionezi. Adică, în testele care au fost făcute... Să vedem, pentru că nu toți văd, știi? Și cred că ar fi interesant să vadă toți, știi? Uite, hai să ne uităm cel puțin la astea. Okay. Vreau să vă concentrați pe ultimele 3 bullet-uri din pagină. Practic, în teste între conturi, s-au observat
între 2% respectiv 40%, o rată de afișare mai mare a anunțurilor care au avut signings, iar o rată de click între 2,2 și 4,6. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prezența sightings mi-a crescut rata de click și automat eficiența campaniei. Deci o simplă setare, o setare care poate ți-a 5 minute, ar putea să scadă eficiența pe ansamblu a campaniei pe aproape 5%. Aici cred că se vede mai bine. Aici avem o analiză care relevă locul în care s-a dat click în cadrul unui anunț. Adică, cât s-a dat click pe titlu și cât s-a dat click pe site-ul respectiv. Care este concluzia din acest screenshot? Sunt multe cifre și vreau să pot să le puntez pe scurt. Dacă am avut un 3,3 rată de click general a anunțului, aproape 0,6% a fost numai pe site-ul. Deci pe această extensie de anunț. Și ca să tragem o concluzie cu privire la acest instrument, în primul rând, pentru că îmi crește rata de click, îmi aduce un beneficiu scorului de calitate. Dacă am un scor de calitate mai bun, implicit o să am un prospectiv mai mic. Site-urile pot fi folosite nu numai pentru a crește rata de click pe termen scurt, însă și pentru a face cross-selling, adică eu pot să pun în anunțul text cu ofertă la laptop și în selling pot să pun și ofertă la acumulator sau genți de laptop. Deci, practic, eu pot să-mi extind mesajul pe care îl transmit audienței. Sunt sigur și dezavantaje. Din păcate, numai primele 3 poziții beneficiază de aceste site-link-uri. Asta înseamnă că cei care sunt în partea dreaptă nu mai au site-link-uri. Google nu ne oferă o statistică foarte detaliată cu privire la aceste site-link-uri din perspectivă istorică. Adică eu dacă m-am pus să le schimb și astăzi am promovat pentru laptopurile mele geantă și încărcători, iar mâine voi promova alte accesorii, nu pot să fac o comparație. Să văd ce s-a întâmplat cu geanta versus alt accesoriu, în perspectiva ratei de click sau conversii. Și de asemenea nu pot să văd care au fost conversiile punctuale pentru utilizatorii care au dat click pe aceste site-uri. Cu alte cuvinte, nu pot să văd care a fost aportul în vânzări directe. Ok. Dacă aveți întrebări, dacă nu trec mai departe. Eu nu te-am pus pe gânduri. Nu, nu mă gândisem la dezavantaje, știi? Stăteam și mă gândeam, zic, da, corect. Știi că nu m-am gândit la dezavantaje. M-am gândit tot timpul ca, ținând cont oricum e unpredictable, exact ce zici, am zis că, băi, dezavantajul, da, există, normal că nu apare dreapta, dar nu le-am gândit ca dezavantaje. Și de asta stăteam și mi-am zis, da, ia uite. Și asta pot fi niște sales stop-uri, știi? Clientul poate să vină chestia asta, zic că, băi, nu vreau să folosești. Nu știu, mă gând, cine știe ce să apară, știi? O, nu folosi site link-uri, că nu mi-apar în dreapta. Sau mai mult decât atât, zic că, păi nu mi-apar și în dreapta? Ai făcut ceva greșit, exact. Ceva nu, băi, nu mai mi-am parat la îndreaptă, n-ai zis că... Ia eu că trebuie să mă la cealaltă exact. Agenție. Da, deci e... Și e că stăteam să mă gândesc cum le combat, știi? Dar poți să marchezi link-urile pe care le pui în sign, ca să știi măcar că da... Da, poți să marchezi, poți să marchezi, da, poți să faci, da. Ok, bine, probabil că pe viitor o să introduc o statistică cu istoric și așa mai departe, ca să poți să faci speed testing și să vezi ce merge mai oricum, bine. Spune ce s-a întâmplat, din care au fost click-urile luate exact pe site links, ce s-a întâmplat cu da. Care e CTR-ul specific. Ceva de bază ai, sigur. Da. Bun, hai să mergem mai departe. Vorbim despre ceva care este și mai puțin folosit în România. Phone extensions. Phone extensions. Folosește cineva phone extensions? Ok.
De ce folosiți Phone Extensions? Domnule Ionuț. Pentru aplicații mobile. Ok. Pentru site, pentru campanii pe site-uri care au versiune de mobil. Bun. Hey. Sau pentru servicii care au, care sunt imediate. De exemplu, ambulanțe veterinare. Noi folosim chestia asta pentru ambulanțe veterinare pentru că vrem ca în momentul în care cineva caută, imediat să ajungă la cât mai repede la numărul de telefon. Deci dacă ai, Marius, o campanie pe ambulanțe veterinare, să folosești. Eu vreau să vă spun că mai folosesc și pentru altceva. Are un aport la creșterea ratei de click, pentru că anunțul tot devine mai special față de restul anunțului nostru. Dacă mai special, atrage utilizatorul și o parte din ei vor da click spre direcție pe anunțul tău. Hai să vedem totuși o analiză mai detaliată. Aici avem o comparație între click-uri pe titlu și respectiv această extensie. Dacă nu mă înșel, pentru phone calls avem destul de puține click-uri. Nu știu dacă voi ați constatat asta, dar în România sunt foarte puțini utilizatori care fac și căutarea pe mobil și dau și click pe acel număr de telefon. Cel puțin la momentul actual. Eu am testat acest lucru cu câteva campanii dedicate pe mobil și am văzut că traficul de multe ori e chiar sub 5% din traficul de browser respectiv de tabletă. Cu alte cuvinte, nu vă așteptați la miracole dacă folosiți această extensie. Însă, hai să vedem care sunt avantajele. Pentru campaniile business to business, gândiți-vă la campaniile care generează lead-uri și acel lead poate să însemne câteva mii de euro pentru firma respectivă. Dacă am prins câteva lead-uri pe lună folosind acest instrument, e posibil să îmi scot banii pe toate campaniile AdWords numai din lead-urile respective. 2. Dacă am un serviciu care se vinde foarte ușor, e un produs foarte cunoscut, este un serviciu ușor de explicat, respectiv un serviciu de care am nevoie la urgență, cum ai spus tu, de ambulanță, atunci nu mai trebuie să ajungă în site, să caute pagina de contact și de-abia să formeze, să treacă prin 3-4 pași. Sună direct de pe mobil. Deci, practic, este un avantaj enorm pentru user din perspectiva ușurinței de accesare. Care sunt dezavantajele? Deocamdată avem un low reach. Asta înseamnă că nu acoperim o parte mare din piață. Nu acoperim pentru că încă nu se fac suficient de multe căutări în modul de mobil. Și nu întotdeauna utilizatorii formează direct pe mobil cu această extensie. Pentru că vor să vadă ce se întâmplă în site. Vor să vadă care e oferta ta, dacă ești aproape de ei, poate ești în alt oraș. Ok. Cam asta am vrut să vă spun despre phone extensions. Aceste extensii, deocamdată, din perspectiva mea, alături de sidelink extensions, sunt folosite pentru a crește rata de click și quality score-ul unui cont. Și al patrulea sfat pentru anul ăsta, de reținut, bugetul PPC nu trebuie să însemne același lucru cu bugetul Google AdWords. Ok, ce vreau să spun? Nu uitați de rețelele din afara Google. O parte din ele, sigur, nu au o acoperire la fel de mare ca Google AdWords. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să treceți complet cu campania pe alte rețele și să ignorați Google. Dar gândiți-vă la ceva complementar. Gândiți-vă la reclamă în motoare de căutare care au un market share de 50%, cum ar fi Bing sau Yahoo. Gândiți-vă la campanii pe Facebook, PPC sau LinkedIn. Sigur, sunt abordări diferite, pot să am obiective diferite. De exemplu, pe o campanie Facebook,
pot propune ca obiectiv înscrierea la newsletter sau generarea de fani. Nu neapărat o vânzare imediată. De cele mai multe ori o campanie pe Facebook o să fie trecută de o campanie pe AdWords, dacă mă gândesc la o vânzare și la o închidere într-o pagină, dacă duc acel utilizator într-un landing page. Și, nu în ultimul rând, e posibil să descoperi că pierzi unele conversii dacă nu faci aceste campanii. Cu alte cuvinte, faceți o campanie de test, nu alocați foarte mulți bani, nu trebuie să băgați 1000 de euro în aceste campanii de test. Cu 100-200 de euro, probabil că îți dai seama dacă merge sau nu. La 4 euro pe click, pe LinkedIn, 200 de euro e prea puțin, dar pentru Facebook e ok. La LinkedIn nu e, adică zic, e 4 zi. E între 3 și... Na, 3 e cel mai mic cost. Că nu... Let's not go așa, știi? Ca să... E targetat, e frumos, dar e... Și atunci te spun 200 de euro pentru AdSense și Facebook. Da. Pentru LinkedIn, 500. Ok, 500. Bun. Și mai departe și câteva cuvinte pentru cei care încă nu s-au apucat de AdWords și vor să facă anul ăsta. Cine și-a propus să înceapă o campanie AdWords în perioada următoare? Perfect. Am câteva sfaturi pentru voi. Nu lucrați pe ei. Ok. De ce ai nevoie ca să devii un specialist cu Google AdWords sau măcar să dai drumul la prima ta campanie? Și discutăm despre AdWords. AdWords care, în opinia mea, este unul dintre instrumentele cele mai rapide de promovare. Cu alte cuvinte, ajungi foarte repede la prospecții tăi. Poți să ajungi într-o oră de când ai citat campania, deja să ai oameni care sunt interesați de serviciul tău, care îți listează site-ul. Chestia asta e greu să faci dacă te gândești să tipărești de flyere, să faci, să mergi la expoziție. Înseamnă și mai mulți bani, nu poți să testezi să mergi la expoziție cu 100 de euro și înseamnă și mai mult timp. Dar dacă decizi să te apuci, în primul rând ar trebui să ai cât un pic în fiecare, adică pasiune pentru marketing, să te documentezi măcar la nivel de bază și cred că n-ar strica un voucher ca să faci această campanie la un cost cât mai scăzut. Pentru că folosind un voucher cu Google AdWords poți să ai o campanie de 75-100 de dolari sponsorizată de Google. Iar apropo de documentare și materiale specializate, am trei surse pe care le-am mai recomandat și le recomand în continuare. Și anume, una dintre cele mai bune cărți de comunicare, Ogilvy despre publicitate, scrisă de acum 50 de ani. Bineînțeles, resursa Google AdWords, Google AdWords Landing Center. Și, în ultimul rând, un material scris de unul dintre guru AdWords, Perry Marshall, care este actualizat în fiecare an. În fiecare an apare cu o ediție nouă. Câte ceva despre noi, suntem certificați, parteneri Google AdWords, am gestionat ceva bugete și o parte dintre clienții noștri. Mulțumesc!